Sute de mehedințeni sunt izolați la domiciliu asimptomatici. Zilnic, Poliția Locală desfășoară acțiuni de verificare cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea sau carantina. De asemenea, este verificată purtarea măștii de protecție în mijloacele de transport în comun. 5 persoane au fost amendate din cauza nerespectării purtării măștii de protecție în mijloacele de transport în comun, cu antumul total al amenzilor fiind de 1000 de lei. Zilnic, poliția locală desfășoară astfel de acțiuni de asemenea sute de persoane izolate la domiciliu în contextul pandemiei de COVID-19 sunt verificate zilnic. Zilnic, Poliția Locală Drobeta Turnu Severin desfășoară activități de verificare privind respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul fiind acela de prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Astfel, în cursul zilei de ieri, au fost verificate un număr de 353 de persoane carantinate în 258 de locații, conform achetei înaintate de către DSP Mehedinți. Totodată au fost desfășurate acțiuni de verificare a purtării măștii de protecție în mijloacele de transport în comun, în urma cărora au fost sancționate un număr de 5 persoane, cuantumul total al amenzilor fiind de 1000 de lei. În acțiunile de prevenire și limitare a infectării cu virusul SARS-CoV-2, zilnic sunt angrenate 12 echipaje de poliție locală, dintre care 10 de echipaje de ordine publică și două echipaje de rutieră. Începând cu data de 10 aprilie 2021, s-a reluat asigurarea activității de pază a emigranților depisat de Poliția de Frontieră și carantinați în centrul de carantinare de la taberele școlare. Persoanele izolate la domiciliu cu măsură de prevenire a răspândirii COVID-19 care părăsesc locația în care acestea au fost plasate fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată sub pază.